Bună ziua tuturor! Astăzi vă prezint o rețetă care provine din Ayurveda, foarte delicioasă și potrivită pentru zilele mai reci și mai întunecate. Ingrediente: o cană de lapte de migdale sau alt lapte preferat, recomand lapte vegetal. O linguriță de turmeric. O jumătate linguriță de scorțișoară. Un sfert linguriță de ghimbir. O linguriță de miere sau alt îndulcitor. Praf de piper negru. Mod de preparare. Încălzește laptele de migdale într-o cratiță la foc mediu. Adaugă turmericul, scorțișoara, ghimbirul și piperul negru și amestecă bine. Lasă amestecul să se încălzească, dar nu să fiarbă. Adaugă mierea și amestecă până se dizolvă complet. Servește băutura caldă. Beneficii: turmeric are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante puternice. Scorțișoară ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ghimbir contribuie la digestie și are efecte antiinflamatorii. Piper negru ajută la absorpția turmericului în organism. Lapte de migdale oferă o bază cremoasă și este bogat în nutrienți. Această băutură se recomandă a fi consumată seara, înainte de culcare, pentru a beneficia de proprietățile sale relaxante și de stimularea sistemului imunitar. Bucură-te de o băutură aurie sănătoasă și delicioasă! Vă mulțumesc de vizionare! Dacă ți-a plăcut, dă-mi te rog un like, abonează-te la canalul meu și distribuie! O zi minunată și la revedere!